Propuneri șoc din partea Austriei pentru oprirea migrației. După ce cancelarul austriac a propus construirea unui gard la granița dintre Turcia și Bulgaria, ministrul austriac pentru UE propune ridicarea unui zid în jurul întregului spațiu comunitar. Vine cu detalii Marinela Mititelu. Bună dimineața, Marinela, bine ai revenit. Uite, o idee, nu pot să spun că este singulară. Da. Bun găsit, Eugen. Caroline Erstadler, ministrul austriac pentru Uniunea Europeană, de la același partid, OZP, Partidul Popular, la fel ca și cancelarul Karl Nehammer, a aruncat această bombă în presa din Austria. Ea susține că spațiul Schengen nu va funcționa, citez, fără o barieră fizică. La întrebarea ce înțelege prin barieră fizică, ministrul austriac a explicat, citez din nou, un gard, un zid, spuneți cum doriți. Oficialul s-a declarat sceptic că propunerea sa va avea succes, însă a completat, ci cred că va trebui să recunoaștem la un moment dat că fără bariere fizice lucrurile nu vor merge. Ministrul austriac pentru Europa ia în considerare folosirea dronelor, dar și a dispozitivelor mobile la granițele Europei. Argumentează, este singurul mod în care putem urmări cine se află în Europa. Susține ea, este citată ministrul austriac pentru Uniunea Europeană de publicații austriece Kröne Zeitung Heute. La rândul său, cancelarul austriac Karl Nehammer vine cu 5 propuneri în fața Consiliului European pentru a combate migrația ilegală. Printre condițiile acestea se află și ridicarea unui gard la granița dintre Turcia și Bulgaria, da, astfel încât să fie oprită migrația ilegală. Acum, ideea aceasta a ridicării unui gard la graniță, știm, nu este nouă. Donald Trump a câștigat alegerile în 2016 propunând fix ridicarea unui gard la granița cu Mexicul. Nu l-a terminat până la plecarea sa. A ridicat probleme, a zis Trump să plătească mexicanii zidul. Mexicanii au zis că e o glumă proastă, bănuiesc, da? Din nou, Donald Trump promite că va relua construirea acestui gard de la granița dintre Statele Unite și Mexic. Vedem ce nu mai crede de data asta, da? Și ultima oară când am auzit cel mai recent de ridicarea unui gard a fost din partea premierului Sanna Marin, premierului Finlandei, care a propus să construiască un gard între Finlanda și Rusia, astfel încât mai de înțeles, țara sa să fie mai bine protejată, bineînțeles, nu de migranți ilegali, ci de o posibilă invazie rusească. Da, spune și mie, te rog frumos, dacă Nehammer a spus și de unde să ia banii pentru construirea gardului dintre Bulgaria și Turcia. De la Uniunea Europeană, Comisia Europeană ar trebui să pună pe masă acești bani să financeze ridicarea unui gard între turci și bulgari. Bun, deci alți bani, altă distracție, cum ar veni, cum se zice. Da, și să și ne doamna imaginăm aceea, prim-ministrul nu face decât că, să cred că disperarea este mare înaintea alegerilor de acolo. Procentele sunt foarte mici. Vor fi alegeri în să facă astfel de declarații năstrușnice și cu marele zid european, care să concureze cu marele zid chinezesc, care peste mii și mii de ani se vor vedea amândouă de pe stația spațială internațională. Spațiul Schengen, știm, cuprinde 26 de țări și se întinde pe mai bine de 50.000 de kilometri, de două ori și jumătate lungimea marelui zid chinezesc, zidul chinezesc construit în peste 200 de ani, acum vreo 2500 de ani. Mulțumesc! Ne întrebăm ce ar putea să dureze construirea unui zid la granițele spațiului Schengen. Mulțumesc pentru prezență și pentru prezență. Mulțumesc și eu.